Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la Constanța News TV. Îl avem astăzi în studio invitat pe domnul Mihai Lupu, candidat al Partidului Național Liberal la președinția Consiliului Județean Constanța. Bine ați venit! Bine v-am găsit, cu mare drag! Domnule Lupu, suntem pe ultima sută de metri, am intrat în linie dreaptă pentru alegeri. Cum a decurs campania până aici? Sunteți mulțumit de modul în care ați reușit să ajungeți în contact cu oamenii? A fost o campanie destul de atipică, pentru că a trebuit să respectăm foarte multe norme de distanțare fizică, eu îi spun fizică, nu socială, să luăm toate măsurile care se impun pentru evitarea unor contacte, ca să le spunem așa. Dar, în esență, am reușit să ating toate zonele acestui județ, să cunosc toate problemele tuturor oamenilor, ale localităților. În felul ăsta am reușit să-mi și fac un program de guvernare al județului ăsta, specifice fiecarei localități, specifice fiecarei zone de activitate, și aici vorbim de la învățământ, cultură, dezvoltare economică, lucrurile la sănătate. Un subiect care astăzi este, ne arde pe toți și s-a văzut în ce fel suntem pregătiți pentru această nenorocire. Este destul de complicat să ai un contact și să stabilești niște dezbatere. De fapt, ne-am lipsit dezbaterile acestea, pentru că trebuie să iei aceste măsuri. În esență, obiectivul a fost atins, pentru că am reușit să elaborez împreună cu colegii mei din Partidul Național Liberal un program clar, cu identificarea problemelor și soluții pentru tot ce înseamnă județul ăsta. Cât de viabile sunt aceste soluții? Pentru că, într-un fel, ne-am obișnuit din 4 în 4 ani să vină politicienii să ne spună avem soluții, avem specialiști, avem echipe care de-abia așteaptă să intre în pâine, după care vin alegerile, totul. Da, e adevărat. De 20 de ani în Constanța așa s-a întâmplat. Dacă vreți, haideți să vorbim de celelalte județe. 20 de ani această guvernare PSD atât a putut să facă. Promisiuni și atât. De asta suntem noi astăzi, județul Constanța, pe locul 11 în ponderea produsului intern brut al țării. De asta suntem incluse în categoria județelor sărace pe competitivitate de către Uniunea Europeană. Haideți să luăm pe rând. Prioritățile noastre, și în special a mea ca președinte Consiliului Județean, este educația, educația tinerilor. Am susținut și susțin foarte clar depolitizarea învățământului, pentru că incluziunea sau introziunea acestui element politic în învățământ, în educația tinerilor și a copiilor, bineînțeles, este foarte dăunător și distorsionează clar actul de învățământ. N-avem ce căuta noi politicieni acolo. Știu că zilele trecute a fost o dezbatere. S-a solicitat o dezbatere pe această temă. Eu am spus foarte clar că această dezbatere trebuie făcută părinți, elevi, studenți, tineri, mediul de afaceri, profesori, bineînțeles, și autoritățile care trebuie să implementeze anumite proiecte. Nu pot să faci în campanie electorală o dezbatere de acest gen, pentru că nu știi dacă vei fi acolo. Acolo trebuie să faci evaluare foarte clară, o evaluare făcută de profesori, o evaluare făcută pentru mediul de afaceri, pentru că această ecuație trebuie pusă în firesc cu ei. Tineri, școală, mediul de afaceri, locul de muncă, forță de muncă. Pe lucrul ăsta trebuie făcut mult mai profund, nu de pe zi pe alta sau într-o dezbatere de o oră, cu o analiză foarte clară. Prioritatea zero este educație. V-ați gândit foarte serios la ceea ce urmează să se întâmple cu actul de învățământ în condițiile actuale? Pentru că și eu sunt părinte, am doi copii, ambii în ani de final de ciclu, a 8-a, 12-a. Să-și găsească. E, din punctul meu de vedere, la cum am făcut eu școală, e crunt. Pentru că ce
ceea ce fac ei, nu știu dacă poate fi numit școală cu sistemul acesta hibrid, nehibrid. Nu știu cât înțeleg copiii ăștia. Ei sunt tentați, evident, să vadă partea ușoară a lucrurilor, ceea ce pe termen lung e în detrimentul lor, evident, dar să ne gândim că sunt, nu știu, poate 90% dintre ei gândesc așa. Sunt vreo 10% care sunt conștienți, își văd de treabă, nu contează că învață acasă, că învață la școală, pentru ei drumul e setat. Dar sunt mulți care nu știu ce vor încă. Și atunci, ce facem cu copiii ăștia? Pentru că ei sunt viitorul. Cel mai important lucru sunt primii pași, temelia școlii. Vedeți, noastră, nu toate familiile pot să asigure acel climat de educație performantă copiilor. De asta apar și meditații, unii părinți au posibilitatea, alți copii nu au această posibilitate, adică părinții pot să susțină copiii. Bazele școlare sunt cele mai importante. Pornind la un model care deja există în județul nostru, vorbim de Mihail Gogălinceanu, școală după școală, school after school, în care copiii, părinții își duc copiii de dimineață și iau seara. În felul ăsta, copilul are și educația sanitară, spălatul, tot, îngrijitul hainului, pentru că este asta. La prânz, drept este că au o masă asigurată pe cheltuiala părinților, dar la fel de adevărat, într-o susținere și identificarea unor resurse de către Consiliul Județean, poate să susțină în tot ce înseamnă. După amiază își fac temele cu profesorii și părinții, care nu toți suntem matematicieni, nu toți știm chimie, nu toți știm anumite lucrurile astea. Profesorii știu foarte bine lucrurile astea. Deci modelul ăsta trebuie generalizat, mai ales, măcar până la 1-4, în tot județul ăsta, cu sprijinul autorităților județene. Nu toate localitățile au această posibilitate. Al doilea lucru este extraordinar de important, motivația cadrelor didactice. Ei astăzi nu-și găsesc o motivație din prisma aceasta. Oamenii devin superficiali pentru că n-au motivația muncii. Un lucru foarte, foarte adevărat, județul ăsta s-a depopulat. În ultimii 10 ani, județul Constanța s-a depopulat cu 4% și în special tinerii. Sunt școli în zonele rurale unde, practic, eu cred că în 5 ani, 10 ani, datorită lipsei tinerilor, vor rămâne goale acele școli. Degeaba construim acum școli fără să ne gândim la elementul demografic. De exemplu, la Târgușor spunea, zice, dom'le, 9 ani au murit, 12 bătrâni anul trecut și doar 2 s-au născut aici. Atunci faci școli și te trezești că aceste școli nu se adresează, nu mai sunt. Trebuie schimbat conceptul clar. Un concept în care trebuie făcut acele campusuri preuniversitare în care trebuie să asiguri baza de la 1-4, toate condițiile, unele țări din jurul nostru deja fac acest lucru. Cadre bine și motivate profesional, pentru că totdeauna au nevoie de traininguri, de pregătiri, pentru că informația deja circulă mult mai rapid datorită și sistemului online și nu numai atât. Deci, ca să facem un învățământ trainic, trebuie să punem bazele. Bazele astea nu le pui decât dacă asiguri tu suportul necesar, tu administrație județeană, găsești și identifici și fonduri guvernamentale, identifici și suportul cel mai important al mediului economic. Am vorbit de baze, dar vă dați seama, noi astăzi din județul Constanța 13.000 de tineri pleacă. Noi avem 20.000 de tineri, 20.000 de tineri la universitățile constanțene, dintre care doar 4% rămân, își găsesc loc de muncă aici. Este crunt. Se vede în subdezvoltarea municipiului, se vede în subdezvoltarea județului. Deci, să simplific, un concept foarte clar de educație. Al doilea, verigile cele mai importante, care sunt elevii, studenții, mediul universitar, mediul de afaceri, trebuie să le găsească acolo. Și ca să aibă o finalitate toate acest lucru, trebuie să asigure un context economic. Pentru partea de IT, care astăzi se vede că e o componentă esențială în toată lumea și în economiile
toate economiile mondiale, un hub pentru IT, și partea asta, dezvoltare economică, sunt acele parcuri industriale, care stau la îndemână, suntem aproape. Am spus de fiecare dată, într-un parteneriat cu Ministerul Transportului, poți să faci un parc industrial de câteva sute de hectare în portul Constanța, unde ai toate facilitățile, absolut tot ai, și autostradă, și cale ferată, și navigație, și fluvial, și aeroportul este foarte aici. Poți să creezi unul dintre cele mai de succes hub-uri industriale. Noi avem 960 hectare în județul în zona administrației portuale, între care vreo 360 sunt folosite. Vreo câteva sute de hectare, vă dați seama ce parc industrial putem face aici. Cred că sunteți de acord cu mine că, până la urmă, omul, cel care stă acolo, locuiește, produce plus valoare, este principalul aset al unei comunități, da? Categorie. Cum facem să îi facem pe oameni să se întoarcă, să revină acasă, până la urmă? Să vină la bătrânilor, la copiilor? Asta e o tragedie, să știți. Eu am întâlnit foarte mult și la mine în familie, sora mea a terminat medicina și trebuie să plece de acasă pentru că nu era motivație aici. Și toți trăiesc cu gândul că într-o zi se vor întoarce acasă. Prima condiție ca oamenii să întoarcă acasă, trebuie să le creezi acel confort al lor, minim. Vorbim aici de utilități. Vorbim de apă, vorbim de canalizare, vorbim de gaze, vorbim de drumuri și școlile astea, pentru că ei astea își doresc. Noi astăzi avem în județul Constanța, deși avem dita mai regia județeană de apă, care ar fi trebuit să se aplece foarte clar asupra acestor lucruri, din 70 localități doar 40 au apă. Vă dați seama. Vorbim și de Constanța, în care nu ai schimbat rețelele, sunt rețele de 60 de ani, încă sunt de aducțiuni cu azbest. Deci aici suntem noi. Toți oamenii își doresc să vină acasă. Tragediile sunt foarte mari. Mă duc în case părăsite pentru că părinții au decedat, din păcate, copiii nu se mai întorc. Lucrurile astea se vor face dacă suntem aplicați să facem ceva, să cheltuim banul public, interesul cetățeanului, administrații transparente și, în ultimul rând, cu niște obiective clare, ținte, precise. Eu sunt om de afaceri. Aici nu te joci. Ai un contract, trebuie să-l respecti. Eu cam așa văd și partea asta de președinte Consiliului Județean. Și când te duci acolo, e ca un contract al tău. Ai făcut un program de guvernare, e un contract al tău cu cetățenii. Mă votează cetățeanul pe 27, a doua zi după ce sunt validat și am mandatul, acel contract începe să curgă de 4 ani de zile. Nu l-ai făcut pentru ce să mai stai 20 de ani? Deci cam asta este realitatea. Condițiile necesare, punerea în valoare, noi Constanța avem, suntem, cred că, în afară de munte, avem tot ce ne trebuie aici. Avem și munte chiar. Avem și munte, da, dar nu chiar atât de atractiv cum sunt cele de acolo. Dar, slavă Domnului, avem și zăpadă, nu e fără probleme, suntem Sahara. Ei, lucrurile astea nu ești capabil să le pui în valoare. Stăm aici pe un tezaur fantastic, arheologia Constanței, stăm aici pe ape termale, stăm aici pe zona de ape balneare și tot ce înseamnă. Și tu ai doar 2 luni pe an turist, 3 luni, dacă se îndură cineva. Dar lucrurile astea, te așezi la masă, faci un proiect, ce ne lipsește, începi să promovezi proiectul ăsta, nu avem capacitatea să-l facem noi. Dacă ești transparent, dacă ai niște proiecte concrete, dacă faci niște studii de fezabilitate, fiecare vine, le consultă și orice om de pe globul pământesc își dorește să investească, mai ales în zona asta de sănătate. Și veți vedea cum înfloresc. Toate expandează. Cred că în spatele oricărui om care conduce trebuie să se afle o echipă de experți. De, mă feresc să spun, specialiști, pentru că, vă place sau nu, există această experiență a celor 15.000 de specialiști care erau pregătiți să intervină. Am înțeles. Și nu i-am văzut. E foarte mult timp de când s-a spus. Așa e. Erau, de fapt, nu 15, 50 de mii. Sau 50 de mii, mă rog. 50 de mii. Da, erau mulți specialiști. Era foarte mult, toți erau, da. Da. Cum veți rezolva această problemă? Pentru că, așa cum spuneați, și este o realitate pe care o cunoaștem, o realitate pe care o arată studiile, specialiștii adevărați muncesc la Londra, muncesc la New York, muncesc peste tot în lumea asta. Haideți să vă spun câteva lucruri. Cum i-aduceți pe oamenii ăștia? Haideți să vă spun un lucru foarte important.
Ziua de azi, managementul adevărat nu mai este clar. Să ai pe cineva super specialist. Este vorba de proiecte. Este vorba că oricine, pentru un concurs și pentru motivare, poate să fie un manager de proiect. Dăm proiectul culturii. Vrem să reabilităm toți, înseamnă să avem un proiect unitar de teatru, de locuri, de desfășurare a unei culturale civilizați și cu impact. Și ceea ce ne dorim noi și ce îmi doresc și eu este educație prin cultură. Faci un concept, un proiect, toți specialiștii ți-l fac. L-ai scos la concurs, l-ai bugetat, îți implementezi într-o anumită perioadă de timp și atunci bine managerul de proiect care ți-l implementează. Ți-ai atins obiectivul, mergi mai departe. Îți trebuie doar o echipă de oameni care să fie acordat specializați, da? Neapărat experți, specializați pe cultură și să urmărească practic implementarea proiectului, termen de execuție, exactitatea proiectului și atunci, clar, ți l-ai definit pe perioada de timp de un an de zile, s-a îndeplinit, ok. Vezi că s-a împotmulit, schimb foarte rapid sistemul. Pentru că, de fapt, asta înseamnă managementul. Sunteți de părere că doar referindu-ne, să zicem, strict la exemplu care l-ați dat de cultură, doar un mare actor poate fi un mare conducător sau nici măcar nu trebuie să aibă legătură pentru a fi un manager bun? Conducerea instituțiilor trebuie făcută de niște oameni specializați pe acest lucru. Ei înțeleg foarte bine fenomenul. În schimb, managementul administrativ trebuie făcut, delimitat omul de cultură de managementul administrativ. Condițiile de care are nevoie un teatru circundat, nimeni nu ia în cap cu scenograful. Nimeni nu ia în cap director artistic. Adică dacă ne uităm azi la facem noi doamna Vlădescu, și aici ei își fac și decorurile, ei mențin și artiștii, ei găsesc prin orice fel de suport din asta pe afinități, sufletești mai mult decât pe anumite lucruri să țină în viață o instituție. Dați seama cum în 2004 am defrișat, am făcut praf cultura Constanța. Da, sedimentând lucrurile, partea administrativă trebuie să degreveze actul artistic, actul de creație. În contextul ăsta, dacă nu facem acest lucru și le împovărăm pe acei oameni care trebuie să fie creativi, să fie ceea ce știu ei să facă, să fie artiști, lucrurile astea nu o să fie. Dar toate trebuie să fie intrinseci, adică tu trebuie să ții cont de necesitățile și oportunitatea și legalitatea și impactul respectiv, pentru că altfel nu o să realizezi un obiectiv complet. Va fi disparat. Sunteți adeptul numirilor pe la conducerea școlilor, instituțiilor de cultură pe considerente politice? Mai ales școlile trebuie depolitizate complet. Actul administrativ nu are nimic de a face cu actul educațional. Actul administrativ nu are nimic de a face cu actul artistic. Una este să fii gospodar unei case, unei astea, și alta este să fii director artistic sau la spital sau oriunde ar fi. Vedeți, lucrurile la spital sau separat. E, lucrurile astea trebuie să aduse, trebuie să făcute. Va fi foarte dificil. Noi aici, în Constanța, avem instituții parazitate de 20 de ani. N-au nimic de a face. Hai să, dacă tot am rămas în sfera asta, am stat de vorbă cu toți oamenii de art. Și cu domnul Gledescu, și cu domnul Ică Gherghilescu, și cu doamna Doina Păuleanu, și cu decanul de la artă, și toți oamenii, și pictori, și mulți, mulți în zona asta. Și nu le... De exemplu, doamna Păuleanu zice, domnule, am vrut să avem un proiect transfrontalier cu Bulgaria, să extindem, să facem o sală de conferințe și una de restaurări la Muzeul de Artă. Ne-am dus și pentru că nu aparținea ideea Consiliului Județean, am pierdut proiectul, era vreo 1,5 milioane de euro. Păi să mă ierte Dumnezeu, asta ce înseamnă? Ori când ai gânduri ascunse, că te gândeai cum să mai ții tu de ceva de acolo, ori ești îngust la minte, în care nu lași om de creație, un om care vrea să facă ceva, să ajută-l să facă, pentru că nu ia nimic acasă cu el. Da, și iar în cazul de față... clară și am învățământul și a culturii. Eu am și cerut, ca să completez ideea, am cerut
Nu vreau pe departamentul de cultură la Consiliul Județean să fie un politic, să fie o propunere de la mediul de cultură care, să știți, este cel mai performant, cel mai racordat la realitățile vieții culturale și el trebuie să coordoneze treaba asta, departamentul ăsta. Altfel nu se face nimic dacă o să îl punem pe ăla care nu vreau să dau o denumire profesională pentru un anumit sector. Dacă nu pui om care o viață știe ce e de făcut acolo și știe și lipsurile, știe și plusurile și minusurile și toate lucrurile astea, nu se face absolut nimic. O să iau asta drept o promisiune. Nu, este unul din proiectul meu politic. Dacă mă întrebați, am discutat cu dumnealor, vreau o propunere pe departamentul de cultură din partea oamenilor de cultură Constanțeală. Bine, mă refer și pe cultură și pe educație. Educație foarte clar. Acolo v-am spus, competențele mele țin doar practic de la crearea unui concept bine definit, părinți, elevi, tineri, studenți, cadrele universitare și medii de afaceri. Acolo te așezi la masă, stabilești foarte clar care sunt competențele legale, până unde poți să ajungi și să susții și mai departe nu o să mă vadă nimeni pe mine, Mihai Lupu, spune pe domnul Paul, director la școala putare. Nu o să fac așa ceva niciodată. Am înțeles. Haideți să ne mutăm un pic în spectrul politic. Vrem tot acolo. Da, sunteți un om cu o vastă activitate, cu multă experiență în politică, a fost deputat în Parlamentul României timp de 8 ani. La un moment dat veniți din mediul de afaceri, ați spus acest lucru, ați fost manager al unei mari unități economice din Constanța, n-am să-i spun acum numele. Apoi v-ați îndreptat spre politică. În 2016 ce s-a întâmplat? Pentru că ați ieșit oarecum din... revenind acum. Da, adică eu am parcurs toate etapele astea politice. De la munca de jos, în 92, în care eram entuziasm atunci, toată lumea își dorea să... Ați fost tot timpul în PNL. Am fost partidul Alianței Civice. În Alianța Civică, ok. Atunci, în 90, a fost o mișcare gen, dar e o mișcare foarte bine definită, în care lumea, necunoscând, neavând opțiune doctrinară, se regăsea într-o mișcare civică, care într-adevăr era condusă niște intelectuali fantastici. Doina Cornea, Manolescu, lumea de la Paris, Monica Lovinescu, erau somități extraordinare. Și eu nu eram lămurit foarte clar cu elementul doctrinar. Veneam, deschisesem ochii din doctrina socialistă, toate chestiile astea. Nu înțelegeam ce înseamnă separarea asta, nu înțelegeam nimeni ce e capitalismul, pentru că atâți ani și era o perioadă mai tulbure așa, pentru că foarte mulți oportuniști care s-au și văzut, s-au pierdut pe drum și mi-am propus să cresc sănătos. Mai spus-o și cu alte prilejuri, un prieten bun de-al meu, Dan Cămară, de la Petromidia de atunci, spune-ți, bă, ce faci? Mișcare Alianța Civică? Păi da, o să faceți partid. Da, și vrei să rămâi politic? Da, zic eu, cum să nu? Și deci vă dați seama, sunt 28 de ani și mi-a zis, fii atent aici. Dacă intri acolo și vrei să faci performanță, trebuie să te implici. Și dacă te implici, să știi că te complici. Și dacă te complici, trebuie să știi să te explici. Totdeauna m-a urmărit această idee. Dar am fost într-un partid după care era o doctrină neoliberală pe atunci. Da. Oamenii aderau la niște partide pe niște principii doctrinare, ce s-a pierdut acum și din păcate locurile astea. Și după aia, pe fuziunea PAC-ului cu PNL-ul, am fost clar în PAC. Am reușit atunci, dar în plecat de ce vă spun, primul mandat al meu a fost de consilier la Nuvodar, președintele Comisiei Sociale. Au fost 4 ani de zile. Erau atunci efervescențe de analiză despre case, ordonanța 18, punctaje, și atunci era cu problema cu plămâne, și atunci erau chestii, toate chestiile s-au întâmplat. S-a văzut și la Constanța aici. M-am făcut datoria cu vârfini de sat pe tema asta. După care am fost o scurtă perioadă de timp consilier județean și după activitatea profesională, pentru că eu spun ca să poți să fii într-un parlament destul de mare, să fii totuși
evidenția sau să poți să ai un cuvânt de spus, trebuie să te duci cu un bagaj de cunoștințe profesionale bine definit. Având această experiență, am plecat în Parlament, la Comisiile Economice și după aia am fost la Comisia de Transporturi, președintele Comisiei de Transporturi. Eu zic că și mulți m-am întâlnit și am avut plăcută surpriză zilele trecute, m-am întâlnit și cu domnul Idu și cu domnul Duș și cu domnul... toți oameni de acolo, care au fost operatori portuari, pentru că am contribuit împreună cu ei, am dezbătut o lege pe care eu zic că am pus-o în concordanță cu necesitățile portului, dezvoltarea portuală și nu numai maritimă și fluvială. În 2016, după cum bine știți, în județul Constanța, făceam parte dintr-o echipă care n-a avut performanță. N-am avut primar, n-am avut viceprimar, n-am avut președinte, vicepreședinte, consiliu de țean. Eram... Și toată lumea ne acuza pe noi de fel de fel de lucruri. După acest ciclu de 8 ani am spus, trebuie să vină altă echipă care să credibilizeze partidul, care să le dea încrederea oamenilor în această echipă și să fie o alternativă clară, definită împotriva actualei guvernări locale. Nu neapărat împotriva, dar pentru ca să promovezi, să scoți lucrurile la... Da, până la urmă este scopul fiecărui partid este de a ajunge, nu? Și atunci am propus foarte clar, foarte, foarte clar, ca toată echipa, inclusiv președintele de la acea vreme, să ne dăm demisia, pentru că urmau alegerile generale, o echipă mult mai credibilă, formată din primari și de oameni care nu au fost în contact sau nu au avut, așa zise, compromisuri cu cei de la putere, să vină și să facă acest, să ducă mai departe activitatea politică a Partidului Național Liberal. La vremea respectivă, foarte puțin au înțeles gestul meu. Eu mi-am dat demisiile în toate funcțiile și am spus foarte clar, voi rămâne un simplu membru. Mulțumesc tuturor colegilor mei pentru că nu ești tu cel mai deștept. Ai în spate o întreabă echipă care te ajută să ajungi, să obții diverse funcțiile alese. Lucrurile astea nu le-am înțeles atunci cu conducerea respectivă. Am pierdut foarte mult la alegerile generale, pentru că noi, în vară, fără 106 voturi, n-am câștigat Consiliul de Țean, deci acolo e vot politic. Ne-au sancționat, am pierdut aproape 15% și s-a văzut în plus selecția candidaților pentru funcția de parlamentar. S-a văzut foarte clar un recul. Deci n-a înțeles conducătorul PNL-ului la vremea respectivă și a trebuit ca noua echipă să reia această muncă de credibilizare. Cum am spus, am rămas fidel principiilor, am rămas simplu membru și, bineînțeles, dacă mi s-a solicitat un sfat sau prezența mea, m-am dus discret, nu pentru că nu vreau să interferez. Și am făcut foarte bine, spun eu, pentru că, iată, astăzi PNL-ul este principala forță credibilă din toate punctele de vedere. Foarte mulți oameni valoroși au intrat în PNL, au curajul să concureze acum la alegerile locale și cred că așa, asta a fost o decizie cea mai sănătoasă. De asta vă zic despre activitatea mea politică, poate a fost cam lungă expoziția în momentul. Câte unități administrative sunt în Constanța? 70. Și câte credeți că v-ați câștiga? Noi ne-am pus ca obiectiv să avem 40 din 70. La Constanța? Constanța vom câștiga, Constanța. Veniți cu un candidat care a pierdut odată. Nu, haideți să spunem că a pierdut. Am pierdut cu toții, să fim sinceri. Evident. Dar am pierdut numai pentru că a pierdut mă candidat. Mă refer la un... Nu candidatul a pierdut. PNL-ul a pierdut. Ca să fim siguri că noi dăm vina pe un candidat. Păi eu nu mă duc doar eu. Am și în spatele meu o echipă de consilieri, am o echipă de colegi care fac. De că acolo a pierdut PNL-ul datorită unei lipse de implicare clară a multor oameni care ar fi trebuit să ajute candidatul. Și s-a și văzut și am fost și sancționați pe tema asta. Adică puteai să faci, bun, ai pierdut municipiul, să spunem că l-ai pierdut și știm cum l-am pierdut. Dar județul puteai să-l câștigi, pentru că nu era vot pe uninominal cum este acum. Da. Ce ne împiedica pe noi să facem atunci o alianță cu ALDE și cu PMP-ul care era firesc să fac cu noi? Și avea președinte că era de pe listă. S-a văzut atunci și, într-adevăr, sancțiunea electoratului față de noi s-a văzut foarte clar că atunci a fost niște aranjamente. Acum, astăzi, vă dați seama, eu n-am participat ca să spun, ba bine, și tu n-ai fost, de ce n-ai spus lucrurile atunci, ne spui acum.
Nu le-am spus tocmai din ideea de a nu compromite activitatea celorlalți. Și s-a văzut, nici lor nu le-am spus lucrul ăsta și s-a văzut că au muncit și sunt credibile astăzi. Astăzi, ca să revin la ce m-ați întrebat noastră, toate studiile făcute sociologice pe municipiu și pe județ spun așa, avem nevoie de oameni care să fi făcut ceva în viața lor, să fi demonstrat ceva, să fie aproape de oameni, să vorbească pe limba omului și să cunoască problemele și să vină și cu soluții. Ne-am săturat de scandal, ăla e cel mai deștept, cel mai corupt, cel mai frumos, cel mai analfabet, cel mai bine vorbitor, ce bun vorbitor și toate lucrurile astea. Nu. Oamenii spun, da, altele sunt problemele noastre. Voi ce faceți, concret? Și toate studiile astea și atunci, clar, la mine s-a apelat, pentru că m-am dus și la colegii mei, am spus, trebuie, eu susțin absolut orice candidat, din toată puterea, cu logistica, absolut toți oamenii care au fost lângă mine și suntem lângă candidatul PNL-ului. Urmarea acestei, vorbesc despre mine și după aia vorbim și despre municipiul Constanța. Urmarea acestei analize foarte bine fundamentate sociologic, a spus, avem nevoie de un om care să se fi bătut pe uninominal, să fi câștigat pe vot uninominal și slavă Domnului că ce muncă a fost atunci, nu doresc nimănui în 2008 și 2012 să stai de vorbă cu fiecare om și le-am câștigat și să fi făcut ceva în viață, să aibă un background, cum se spune, mă tot ne-am englezizat acum noi. Veneam cu bagajul ăsta mare, spunem, de expertiză profesională și experiența mea de viață. Eu am plecat de jos cu părinții mei, mama, tata lucra pe tractor și mama la ceapă. Eu în clasa 8 mă duceam și pe combină la tata. Când eram la liceu, ca să ne ținem, mă duceam noaptea la selector și selectam sămânță și ne țineam la școală. Cam asta a fost realitățile. Ar trebui să luăm, să muncim ca să ajungem aici. Și am spus, ok, partidul meu mi-a dat atâtea satisfacții. Au avut încredere în mine. Mi-au solicitat să mă întorc și atunci trebuie să te duci. Să pui umărul, pentru că în esență nu e vorba de tine, e vorba de un județ întreg. Și așa am ajuns eu candidatul PNL-ului. Virgil Chițac, într-adevăr, pe oricare, și aici trebuie admirat lucrul cel mai important. Pe oricare candidat îl demotivează. Nu mai vrea să mai candideze. Experiența mea politică spune că sunt mulți care au fost foarte aproape și au pierdut și s-au lăsat de politică și toate lucrurile astea. Păi el a ambiționat lucrul ăsta și a zis, bun, se pare că am greșit și eu, am greșit și partidul, am greșit cu toți, știm unde am greșit, hai să ne apucăm de treabă să câștigăm Constanța și o va câștiga. Cum vedeți această, să-i spunem, acest eșec în a uni pe planul județului Constanța partea dreaptă a eșichierului? Adică, cine credeți că va câștiga din chestia asta? Sau cine va pierde? Nu știu dacă câștigă sau pierde cineva. Mi-aș dori ca toți oamenii care au greșit sau au luat o decizie greșită să-și dea seama de lucrurile astea. Eu ce văd pe partea dreaptă astăzi și am spus-o și să-mi fie iertat, suntem singuri noi PNL-ul. Ceilalți sunt iepurașii PSD-ului. Și pe ce mă bazez, vedeți, nimeni nu dă în PSD. Toată lumea dă în PNL. Din partea dreaptă, principalul adversar e PNL-ul. PNL-ul nu a vrut, PNL-ul n-a făcut, PNL-ul, noi suntem pe locul 3, dar putem să câștigăm. Aici este vorba de lipsa de experiență politică și s-a văzut clar. Al doilea, de infantilism politic. Dacă vreți, ne și referim la cine vreți dumneavoastră, dăm și nume. Să și vedem continuare lipsa asta, în loc să vii să spui că de candidatul drept și ăla, că noi, deși suntem pe locul 3, suntem noi cei mai buni, cu cea mai bună expertiză. Nu se poate face. Nu poți fi credibil în fața electoratului dacă n-ai demonstrat ceva. De asta își doresc oameni care s-au făcut ceva cu experiență și să aibă ceva în spatele lor. Este adevărat. Sper să învețe, pentru că liderii nu o să învețe niciodată, vor persista. Eu văd ca o ieșoare a unui lider politic, așa zis, de dreapta, va fi un lider ieșuat. Dar ce mai... Vă referiți la candidatul USR, da? Da.
clar, la Stelian Ion. Pentru că s-a văzut acel infantilism politic. M-am supărat pe voi, m-am supărat pe presă, mă supăr pe voi că sunteți așa, nu gândiți cum gândesc eu. Domnule, nu poți să vii să te superi pe... Eu, dacă îmi spune un jurnalist, ok, poate să aibă, n-aibă dreptate. Dar mă duc și-mi fac o analiză. Sau dacă eu am o anumită problemă morală, nu spun ilegal, atunci, într-adevăr, trebuie să mă analizez foarte clar, să văd dacă mai pot fi un om care, pe moral, când mă duc să vreau să reprezint o instituție. Și ce faci în cel mai fericit caz când îți faci o analiză și mintea e la tine? Mă repliez, avem un obiectiv pentru Constanța, pun numărul pentru acest obiectiv. Nu încep să-l demolez acel obiectiv. Da, da, e o problemă de eșec. Cel unii sunt de dreapta, sunt de niște calcule reci, iar ceilalți, v-am spus, toți fac joc împotriva PNL-ului. N-ați văzut nicio luare de poziție să spune, domnule, da, că ăla. Nu se face așa. Deci, eu văd un lider eșuat după 27, cu mari probleme pentru formațiunea politică. Eu am cunoscut niște băieți la o serie fantastici, extraordinar, cu niște idei, de la care chiar am și învățat câteva lucruri foarte importante. Ei, când ai un astfel de lider, care e țâfnos, care înjură pe toată lumea, care folosește un limbaj trivial, care folosește ceea ce n-ar trebui să fie la un element ăsta, să-i spunem, progresist, dezamăgește foarte mult. Mulți tineri care credeau în el au spus, nu ne mai ducem la vot. Pe bun, zic, dar nu, da, noi am crezut în el și nu ne mai ducem la vot. Ca să lămurim într-un fel o dilemă care, pe care văd că nimeni nu atinge în, nici în social media, nici în presa tradițională. Pentru că oamenii cred sau, mă rog, au o neclaritate, de fapt. Nu știu cine anume a refuzat mâna întinsă. PNL-ul sau USR-ul? Este adevărat că PNL-ul, deși în toate sondajele USR-ul apare cu șansa a treia, practic fără șansă de a câștiga primăria Constanța, a refuzat orice propunere, inclusiv viceprimar, vicepreședinte Consiliului Județean, conducerea unor direcții. Este adevărat? E adevărat asta. Și argumentez lucrul ăsta. Uitați-vă la București. Uitați-vă la Galați. Exact, asta am și făcut precizarea că e vorba de Constanța. Da, de... uitați-vă la Galați, unde e candidat la municipiu. Uitați-vă la Bacău, unde este candidat al USR Plus. De ce n-a vrut domnul Stelian Ion și acest lucru la Constanța? E clar că avea niște datorii de plătit. N-a fost un om liber, nu este un om liber. Da. Da, a fost o discuție foarte clară, pe care i s-a întors cheița din martie, a venit pandemia și s-a terminat discursul ăsta. Orice demers al meu. Și luați orice poziție a mea publică, prin care am spus, aștept USR-ul, ne așezăm la masă, pentru că, în esență, dacă dorim același lucru, să dorim un PSD, o să vină lângă noi. Dacă nu doresc lucrul ăsta și s-a văzut că nu-l doresc lucrul ăsta, ce putem să spunem, ce putem să facem? Decât să ne ducem cu mesajul către alegători, alegătorii deja și-au dat seama și-au format opțiunea, știu foarte clar pe cine votează, noi știm clar că vom câștiga alegerile duminică și la municipiu și în tot județul. Și atunci lucrurile, asupra cu, apropo, cine pierde, acel electorat care și-a pus speranța și încrederea într-un lider care i-a dezamăgit și dezamăgește în continuare și pe ultima sută de metri. Domnule Mihai Lupu, ne apropiem de finalul discuției noastre. Aș vrea, pentru că, da, mai sunt câteva zile, spuneam, suntem pe linie dreaptă, să le spuneți locuitorilor, celor care au dreptul și, în opinia mea, ar trebui să vină la vot, dacă tot au acest drept, de ce trebuie să vină la vot și de ce ar trebui să vă voteze? 20 de ani de guvernare PSD e de ajuns. Instituțiile acestui județ sunt parazitate. Sunt decredibilizate, oamenii care ar fi trebuit să se aplece asupra problemelor. I-au ignorat, nu le-au păsat de nouă, Partidul Național Liberal, candidaților noștri. Ne pasă,
de învățământ, de sănătate, despre care n-am reușit să vorbim, dar ne pasă foarte mult. Ne pasă de tot ce înseamnă mediul de afaceri. Ne pasă de agricultura constanțeană, care este abandonată, și toate lucrurile astea. Pentru toate acestea avem proiecte, avem program foarte clar, cu termene de implementare. Avem cei mai credibili și onești candidați. Este o șansă a județului, o șansă a municipiului, ca duminică să-și pună ștampila pe cei mai credibili, pe un partid care este singura alternativă de a moderniza și de a dezvolta acest județ. Vă mulțumesc. Cu mare drag. Vom urmări, evident, ce se va întâmpla pe 27. Este important pentru noi toți, indiferent de simpatii, de antipatii, de indiferență în cazul unora, dar e clar că... E un drept al nostru și trebuie să-l folosim. Exact, așa, nu asta este și părerea. Este dreptul fiecăruia, nu ignorați un drept. A doua zi nu mai avem niciun argument să spunem... De a trage pe cineva de mânecă. Dacă n-ai fost să participi, ți-l asum. Noi ne asumăm această opțiune de a dezvolta județul Constanța în beneficiu tuturor. Încă o dată vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Doamnelor și domnilor, aici ne oprim cu emisiunea de la Constanța News TV. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție. Până la proxima întâlnire, toate cele bune și nu uitați, mergeți la vot, votul vostru contează.